Alexandru Rafila consideră că în actualul context social nu doar tratarea infecțiilor cu noul coronavirus reprezintă o urgență, ci și asigurarea serviciilor pentru alte probleme de sănătate. Raed Arafat a hotărât că procedurile medicale care nu reprezintă o urgență să fie amânate pe o perioadă de 30 de zile. După o lungă perioadă de timp în care situația pandemică a creat panică în rândul populației, oamenii evită să mai meargă la spital și amână micile investigații. În prezent, pacienții sunt lăsați în așteptare, fiind amânate procedurile medicale care nu reprezintă o urgență pe o perioadă de 30 de zile. Românii s-au săturat de această situație și judecă dur această hotărâre. E foarte grav. Atâta timp cât avem pe Iohannis președinte, e moarte sigură pentru noi, pentru bătrâni și pentru bolnavi care suferim de altele. Pentru că el își face jocurile lui și habar n-are de noi, de viitorul și sănătatea noastră. Toată lumea a plătit și plătește în continuare. Deci sănătatea ar fi trebuit și trebuie să fie pe primul loc. Sănătatea, învățământul. Deci așa ar fi trebuit, dar... Foarte grav, e foarte grav. Eu cel puțin nu mă pot duce la spital de frica ceea ce se întâmplă acolo. Ce să-mi dea mie asta, la spital acolo? Noi deja suntem speriați că nu suntem tratați, nu suntem fiecare pe cont propriu, cu ce putem și noi să ne mai salvăm, așa, să ne mai ameliorăm ceea ce suferim. Mii de persoane cu diferite comorbidități se tem să mai meargă la spital sau chiar le sunt interzise serviciile medicale din cauza cazurilor de COVID-19 tratate în spitalele din țară. În acest moment, se pare că doar pacienții infectați cu COVID-19 mai au dreptul la sănătate. Pentru că nu trebuie să se îngrădească în primul rând, pentru că sunt oameni, nu toți ne îmbolnăvim de COVID. Avem anumite probleme cu inima, diabet, cancer, avem anumite probleme care de sănătate aparte, care nu toate includ în COVID. Nu mi se pare corect așa ceva. Chiar dacă nu este urgent, se poate agrava. Stai acasă, îți vine rău, încerci, iei o pastilă, iei, faci ce faci și te trezești dimineața că nu te mai poți da jos din pat. Atunci ce facem? Încotro o luăm. Raed Arafat, unul dintre cei mai iubiți oameni din țara noastră până odinioară, după măsurile drastice hotărâte în perioada pandemiei, a scăzut drastic în ochii românilor. Amânarea procedurilor medicale timp de 30 de zile este un act care poate să ducă la agravări ale patologiilor. E ceva strigător la cer. Adică în comparație cu bolnavii ceilalți. Covrigul am înțeles, e o pandemie în toată lumea, în toată țara, e peste tot. Dar... bolile celelalte, eu de exemplu am alte boli, nu pot să mă internez iar la fel, e sistemul sanitar la pământ, să știți, e de pomin. Dacă nu se ia măsuri urgente, poate un sfert din populație se duce. Arafat a interzis internările și operațiile pe o perioadă de 30 de zile, bineînțeles care nu sunt urgente. Arafat și-a atins scopurile, doamnă, are putere nelimitată, asta e puterea la dânsii. Deocamdată, până o mai fi ceva schimbare, sperăm că totuși mai o fi vreo schimbare cândva. V-ați schimbat părerea de Arafat în această perioadă? Bineînțeles, am avut o părere foarte bună înainte. Sigur că da, e de pomină. Dar în ultima perioadă ne-a dat, mai ales cu incendiile care au fost și probleme cu morții, să știți că e strigător la cer. Ce se întâmplă în România, nu se întâmplă nimeni în Europa. Înțeleg că domnul dr. Raed Arafat lucrează la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și dânsul consideră urgență pandemia. Ori eu cred că este o urgență cel puțin la fel de mare și asigurarea serviciilor de sănătate pentru alte patologii. Nu se poate să privezi 30 de zile și poate și mai mult de accesul la servicii de sănătate alte categorii de pacienți și în special copiii, a transmis parlamentarul PSD Alexandru Rafila. Anul trecut am asistat la o supramortalitate absolut inexplicabilă prin altceva decât prin lipsa de acces la servicii de sănătate pe 20.000 de persoane în ultimele 3 luni din anul 2020. Lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple. Noi discutăm de morții de COVID care se înregistrează zilnic, dar nu discutăm decât eventual la sfârșitul anului sau chiar măcar atunci de morții datorită altor patologii care nu au acces la servicii medicale. Și unii și alții au dreptul la servicii medicale. A evidențiat medicul.